46 de ani, originar din raionul Ungheni, a căzut în gol de la o înălțime de 5 metri în timp ce efectua lucrări de construcție pe un șantier din capitală. Potrivit poliției, bărbatul și-a pierdut echilibrul, a căzut pe asfalt și n-a mai putut fi salvat. Era angajat oficial la compania unde efectua lucrările. Oamenii legii urmează să cerceteze cazul pentru a stabili toate circumstanțele incidentului și cine se face vinovat. Urmează ca paralel inspecția muncii să efectueze o anchetă în care vor stabili dacă bărbatul a respectat normele de securitate în timpul lucrărilor de construcție. Ulterior, rezultatele respective vor fi transmise la Inspectoratul de Poliție al sectorului Botanica pentru ca să fie anexate la procesul de investigare.